Sunt gata. Ce frumos miroase a mâncare, își spuse copilul oprit în fața restaurantului. Prin geam se vede o masă frumoasă cu farfurii curate, gata aranjată pentru clientul următor. Ce bună trebuie să fie mâncarea, își spuse din nou băiatul cu un suspin. Dar nu am niciun ban. Cu mâinile în buzunar și cu părul nepieptănat, băiețelul se tot uită la oameni cum mănâncă mâncarea aceea gustoasă. E frig, e foarte frig. Pietrele de pe stradă sunt ude. Străduța aceea îngustă duce la port și acolo totul pare plin de viață. Se aude scârții de macarale, zgomot de vapoare și corăbii și sunet de sirene. Dar băiețelul e fascinat de masa aceea. Nu aude nimic în jurul lui, nici măcar pașii care se apropie de el pe la spate. Nu observă nici cum că lângă el s-a oprit un marinar. Deodată însă se trezește cu o mână pe umărul lui. Ce faci aici? Băiatul tresare. Se trezește din visul lui și, întorcându-se, vede mai întâi o față zâmbitoare, apoi o șapcă cu șnur aurit și același șnur pe epuleții uniformei. Ce faci aici? Întrebă acesta din nou. Eu? Nimic. Mă uitam și eu. Locuiești în clădirea asta? Nu, am trecut doar pe aici. Ți-e foame, nu-i așa? Oh, da, n-am mâncat nimic de ieri. Ascultă, spuse capitanul, uitându-se la ceasul de la mână. Vaporul meu ancorează cam într-o oră, aș avea timp. Un pic numai dacă ți-ai șterge fața și ți-ai pieptena părul, aș putea să te iau cu mine în restaurant. Repete, băiatul își îndreptă haina și își trece degetele prin păr, apoi spuse. Sunt gata! Bine, vino cu mine, spuse capitanul. Oare visează? Nu, iată-l acum restaurant la masă cu capitanul. Unde-i mama ta, băiete? A întrebat ofițerul. A murit când aveam 7 ani. Unde-i tatăl tău? Nu știu. După ce a murit, mama a plecat. Dar trebuie să fie cineva care se îngrijește de tine, nu-i așa? Oh, da, când eram o mică bolnavă, mi-a spus de câteva ori chiar că Dumnezeu se va îngriji de mine. Știi, mămica m-a învățat să mă rog și să-L iubesc pe Iisus. Dar cum, totuși nu ai pe nimeni aici care să te ajute? Nu. Uneori merg în piață și oamenii îmi mai dau fructe, alții bani. Dar unde dormi? Oh, am găsit un loc foarte bun, o magazie în portul cel vechi. Seara nu e nimeni pe acolo. Este de fapt un câine, dar mă cunoaște. Nu latră la mine niciodată. Deci ești singur, singurel în orașul acesta? Da. Da și nu, pentru că Iisus este cu mine. Dar ce ai să te faci când o să crești mare? Am să muncesc. Ascultă, am o idee. Ce? Întrebă băiatul, făcând deodată ochii mari. Ascultă-mă bine. Dacă nu ai pe nimeni pe aici, un pic numai de a fi mai curat, te-aș lua cu mine pe vaporul meu, ca să lucrezi pentru mine. Băiețelul se uită la capitan. Oare l-a înțeles bine? Atunci, cuvintele capitanului l-au pus imediat în mișcare. Iute, se sculă în picioare. Apoi, scoțându-și haina de pe el, alergă spre ușă. Oare unde se duce? Se întrebă ofițerul, uitându-se la băiețel. Copilul își scutură bine haina lui ponosită și se îmbrăcă din nou cu ea. Apoi se întoarse în restaurant la locul lui, spunând cu încredere. Sunt gata! Capitanul nu poate să-și ascundă zâmbetul. Deci, ești hotărât? Vii cu mine pe mare? Da, vin, capitane! Și asemenea unui tată, capitanul își puse brațele în jurul băiețelului și merseră împreună spre port. Hai, vino!
De acum înainte ai să fii băiatul meu. Vaporul se pregătește să plece, având acum încă un călător la bord. Seara, capitanul cheamă tot personalul ca să facă cunoștință cu noul membru al echipajului. Băiatul acesta, de acum înainte, va fi locotenentul meu, care va înălța steagul. Numele lui? Ei bine, de azi înainte se va numi Sungata, pentru că el e gata întotdeauna. Dimineața următoare, îmbrăcat în haine noi, băiețelul era deja la lucru, un adevărat marinar. Ce multe are de învățat în orașul acesta plutitor! Durează până când înveți toate punțile, toate platformele și toate coridoarele unui vas. Dar încetul cu încetul se obișnuiește cu noua lui viață. Se străduiește cât poate de mult să facă tot ce îi spune protectorul lui. Și, de fapt, simte că capitanul îi place de el. Când ești singur în viață, e așa de bine să te iubească cineva. Într-o seară, băiețelul începe să tremure, așa dintr-o dată. Îl doare capul, fruntea iarde, oare s-a îmbolnăvit? Ce noapte agitată, e transpirat peste tot și tușește. Iată, vine la patul lui doctorul vaporului și îl examinează timp îndelungat. Apoi îi dă niște medicamente. Băiatul trebuie să stea în pat. Doctorul trebuie să-l ține sub observație pentru următoarele zile. Dar într-o seară, doctorul s-a dus la capitan și i-a spus: Capitane, am făcut tot ce am putut, dar situația lui mă îngrijorează. Nu cred că va supraviețui. O, te rog, doctore, spuse capitanul, te implor, salvează-l, fă tot ce poți. Nu vreau să pierd băiatul. Doctorul face tot ce poate, dar fără speranțe. Copilul tușește mult și își pierde puterea. Capitanul se duce la patul lui de câteva ori pe zi și e atent la tot ce spune copilul. Într-o dimineață, doctorul s-a dus la el și a spus: Capitane, vin de la băiat. Și? E foarte slăbit. De-abia vorbește și respiră. Cum? Nu mai este nicio speranță? Nu, capitane. Temperatura i-a crescut și mai mult. Dar vrea să te vadă. Se pare că are ceva important să-ți spună. Nu aștepta, du-te, capitane. Mă duc, spuse capitanul și lăsă conducerea vaporului la ofițerul său secund. Capitanul își face loc pe hol, apoi pe platformă, trece un pod, coboară niște scări și dispare prin coridor. Deodată se oprește în fața unei uși, ascultă cu urechea, apoi intră foarte încet în cabină. Fereastra cabinei e acoperită cu o perdea ca să nu bată lumina de pe coridor prea puternic. Aici e patul și aici e băiatul. Dormea. Capitanul își pune mâna tremurând de emoție pe fruntea umedă a copilului, iar acesta deschide ochii și un zâmbet ușor apare pe fața lui mică. Capitane, spuse el cu o voce slabă, aș vrea... E important ce vreau să vă spun. Dar Tusia îl scutură rău pe băiat. Nu te obosi, băiete, spuse capitanul cu tonul unui tată. Hai să vorbești mai târziu. Mă simt destul de bine, zise băiatul. Ascultă, capitane. Uite, ajungem în port. Capitanul se uită mirat și spuse: Aici greșești, băiete, suntem în mijlocul mării. Nu, vreau să spun că pentru mine e ca și cum aș fi trecut deja de partea cealaltă, spuse băiatul. Sunt aproape în port, portul cerului. Am să văd pe mama din nou. Dar tu, capitane, ai fost așa de bun cu mine. Trebuie să ne despărțim. Dar, aș vrea atât de mult să ne reîntâlnim în portul cerului. Copilul meu, obosești vorbind. Nu, mă simt bine. Știi, capitane, Iisus te iubește. Nu vrei să fii salvat și tu? Trebuie, dacă vrei să ne mai întâlnim vreodată.
Acum, nu numai mâna capitanului tremura, dar și vocea lui. Da, da, am să mă mai gândesc la asta, îți promit. Dar când, întrebă băiatul, când ai să fii gata să-ți predai inima Domnului Iisus? Capitanul rămâne pe gânduri. Deodată îi vine în minte toată copilăria lui. Casa lui era o casă obișnuită, dar era o familie fericită. Se adunau cu toții la masă, tatăl se ruga cu capul plecat, cu mâinile împreunate. Apoi a fost la școala duminicală, își amintea povestirile biblice spuse așa de frumos de profesoara de acolo. Toți copiii o ascultau captivați. Biblia întotdeauna a avut respect pentru cartea aceea. De fapt, are una în cabina lui, e pe dulap. Mama lui a dat acum câțiva ani și l-a rugat să o păstreze și să o citească. În copilărie, s-a gândit că e prea devreme să ia în serios aceste lucruri și a amânat pe mai târziu. Filmul copilăriei e încă proaspăt în mintea lui. Apoi moartea tatălui, mutarea la o nouă școală, colegi noi, învățătorul, distracția, viața, a uitat. Dar copilul îl trezi. Când, capitane? Când? Cuvintele acestea le-au zguduit puțin din visul lui. Capitanul știe ce trebuie făcut pentru ca să se împace cu Dumnezeu. Știe că Iisus a murit pentru el, dar a ști nu e de ajuns. Trebuie să și crezi. Inima lui era acum un adevărat câmp de bătălie. Oh, nu mi-a păstrat de Dumnezeu până acum, spuse el cu un suspin. Oare mă mai iubește pe mine Dumnezeu? Deodată își amintește un verset de la școala duminicală învățat în copilărie. Pe cine vine la mine, nu-l voi da afară. Bine, da, a spus ofițerul mișcat. Nu vreau să mai aștept nici un pic. Sunt gata. Acum sunt gata. Și acolo, în cabina corabiei, în mijlocul valurilor mării, lângă un băiețel creștin pe patul de moarte, capitanul a îngenunchiat și și-a dat inima lui Dumnezeu. În liniște, băiețelul de pe vapor intră în portul cerului. Despre prietenul lui, e bine acesta are acum pace în inimă. Știe cu siguranță că într-o zi se vor vedea din nou în portul cerului. Dar tu, nu vrei și tu să fii gata?